Uite-o, tată! E sită, ia uite. N-ai ce să mai faci aici. O cădea, n-o cădea! Salutare și bine ați venit la un nou episod! Ce avem acolo? Ce ziceți, arată bine sau nu arată bine nou nostru podium pentru această frumusețe? Eu zic că se vede super fain. Cred că o să trească să pun un proiector așa să bată pe ele acolo frumos. Cred că mai trebuia totuși o contră aici la ăsta. Pentru că se bălângă-ne așa, dar nu, ea nu cade, nu o să cadă de aici nici cum, numai că vine greutatea pe roți. A, nu cred că e problemă, îi facem și acvariul ăla frumos, îl punem în cap cu plexiglasul ăla. Dar momentan o lăsăm așa, e destul de ok, o să pun prelata pe ea să nu se pună praful, pentru că avem o grămadă treabă la bătrânică. În episodul trecut am fost la cumpărături, am luat lumini pentru căsuța din copac. Mai avem aici pânze mari, mici, astea pentru flex, ăla de acvariu. Acvariu, dacă avem timp, îl facem în episodul următor, că trebuie neapărat să punem peste acolo. Acum hai să tem bascula. Motherfucker. Oh, ce simplu a fost bascula, banuscula. Hai, știa cum nu vrea să iasă, mă? Ia uite-o, tată, s-a dus gata. Și pânza super bună, a tăiat foarte rapid, nu știu dacă s-a stricat așa rău, nu pare. Aici puțin unde a băgat mai mult, dar a fost super ok, foarte rapid. Recomand așa pânze, cum recomand și
atunci când vrei să-ți cumperi o mașină second hand, să faci o verificare pe card vertical. Dacă folosești codul Alex Șerban, ai 20% reducere la raport sau mai simplu mergi în descriere, primul link acolo, dai un click, reducerea deja aplicată, decât trebuie să bagi seria de șasiu și o să-ți dea un raport cu tot istoricul mașinii. Cam așa ar trebui să arate un raport, bineînțeles că diferă de la o mașină la alta, dar în mare poți afla dacă mașina a fost furată, dacă a fost avariată, iar dacă a fost avariată poți să găsești o serie de poze, să-ți dai seama cam cât de rău a fost avariată mașina. Poți să găsești informații și despre kilometraj, dacă a fost dat înapoi sau dacă n-a fost. În mare sunt informații cu care poți scăpa de o țeapă, cu care poți să scoți un preț mai bun la mașină sau, bineînțeles, cu care poți să prinzi încredere mașina aia pentru care are un istoric foarte bun. Gata, curățatul, aranjatul și aici, de unde am scos bascula. E frumos pe acolo, ca și pe aici, în același stadiu. Oricum mai trebuie să curățăm peste tot, să facem oglindă. După aia îi dăm cu epoxy sau tratament, vedem. Iar acum trebuie să luăm caroseria așa frumos de aici în față, să verificăm găurele, să le astupăm. Aici în față e ok, avem gaura aia, dar nu trebuie astupată. Urmează asta de aici. Thank you.
Gata prima bucată. Am reconstruit aici frumos ce avem ruginit și acum mergem mai departe. Numai că mai departe, nu știu cum vine, am 7 straturi aici. Am întrebat și eu pe TikTok, poate mă ajută cineva. Multă lumea a zis că nu are dublură. Podeaua ar fi dintr-o singură bucată, cum e asta. Ăsta este un petic clar. Dar aici avem o problemă, pentru că vine asta și aici știu că are dublură, parcă. Din câte știu eu, dar nu sunt sigur. Aici, pe sub ăsta, mai avea o bandă. Să și vede jos aici, uite, o tablă din asta, nu știu care scopul e acolo. În fine, eu o curăț și o să fac podeaua dintr-o bucată, aici dublură, văd eu ce miese. O mai fac eu prea de pasă mașină. Am tăiat. Ups, scuze. Păi am zis că tai un pic, dar ce să mai salvez strate din podeaua asta? Că ia uite. E sită, ia uite. N-ai ce să mai faci aici. Chiar n-aveam ce petic mic să pun, acum nici cred că mai am tablă, trebuie să mai cumpăr tablă. Am luat o foaie de aia de 2 pe 1,20 sau câte am consumat-o pe toată. Dar acum, bineînțeles că trebuie să încheiem episodul ăsta aici. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat până la final. Nu uitați să vă abonați acolo jos. Trebuie să dăm megana la un leu neapărat la asta. Dacă nu se scumpește, mai scurt. M-am gândit la o variantă, dar vedem cum facem. Deocamdată trebuie să reparăm, că s-a cam stricat. E nasoală treaba cu el. Ne vedem joi. Pa! Oh, shit. Here we go again.